pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Drobeta al județului Mehedinți au intervenit în acest weekend pentru stingerea a 17 incendii. De asemenea, au acordat îngrijiri medicale victimelor unui accident rutier și au îndepărtat niște elemente de construcție desprinse de pe clădiri care puneau în pericol siguranța trecătorilor. Paramedicii SMURD au acordat asistență medicală unui număr de 7 persoane care au solicitat ajutorul apelând numărul unic de urgență 112. Cele 17 incendii izbucnite la vegetație uscată au cuprins peste 70 de hectare de teren, pe raza a 13 unități administrativ-teritoriale: Bala, Bâcleș, Burila Mare, Căzănești, Corcova, Devesel, Grozești, Hinova, Izvorul Bârzii, Malovăț, Prunișor, Strehaia și Șișești, ca urmare a nerespectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor de către cetățeni. În acest weekend, pompierii mehedințeni au efectuat 36 de misiuni. Dintre acestea, 17 au fost intervenții pentru stingerea unor incendii izbucnite la vegetație uscată, care au cuprins peste 70 de hectare de teren pe raza a 13 unități administrativ-teritoriale. Pentru a preveni izbucnirea unor incendii ca urmare a folosirii focului pentru igienizare, le reamintim cetățenilor că arderea se execută în condiții meteorologice fără vânt, numai pe timp de zi și sub supraveghere permanentă. De asemenea, cetățenii trebuie să dispună de mijloace și materiale pentru stingerea eventualelor incendii și să nu părăsească locul arderii înainte de stingerea completă a focarelor. Totodată, facem precizarea că arderea resturilor vegetale, a deșeurilor și altor materiale combustibile fără obținerea permisului de lucru cu foc deschis, emis de primărie cu avizul gărzii de mediu și fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăți, precum și amenajarea locurilor pentru utilizarea focului deschis în condiții și la distanțe care favorizează propagarea focului la construcții, depozite, culturi agricole, păduri, plantații și alte vecinități, constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 1000 la 2500 de lei.